Domnul s-a simțit bine în Betania de altă dată. Avea acolo niște frați și surori iubite. Și credem că și în această seară vrem să ne comportăm și slujim în așa fel ca să se simtă bine Domnul între noi. De aceea, după cum scrie în Psalmul 34, iată, binecuvântați pe Domnul, toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Toți robii Domnului. Știți când a venit îngerul la Betleem pe câmpie și a anunțat venirea Mântuitorului, scrie că deodată o mulțime de oaste cerească a zis slavă lui Dumnezeu în cer și pace pe pământ. Ideea asta ar trebui să o prindem și noi. Cel puțin când se vorbește de Domnul, toți să explodăm și spunem slavă Domnului. Așa fac îngeri în cer. Îl laudă pe Dumnezeu fără încetare. Și binecuvântându-L pe Domnul, vom fi și noi binecuvântați, cum scrie apoi mai departe în psalm. Domnul să te binecuvinteze din Sion, din Betania, de oriunde. El care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Dragii mei, cine-i Domnul Iisus pentru dumneavoastră? Și ne putem gândi la mai multe dintre funcțiile binecuvântate care le are, așa-i? Dar pentru seara aceasta mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun din Scripturi că Domnul Iisus Hristos este fratele nostru mai mare și Tatăl nostru cel din cer, binecuvântat să-i fie numele, vrea să aibă mai mulți frați care să semene cu Domnul Iisus Hristos. Să vă citesc asta din Scripturi. Romani, capitolul 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, au zis ce decisese Dumnezeu pentru noi, ce aveam plan. Și vă întreb dacă e bună decizia asta care a luat-o Dumnezeu mai dinainte. Să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut între mai mulți frați. S-a gândit bine Dumnezeu să aibă mai mulți ca Domnul Iisus? De Domnul mai multe ori că ăsta e Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. De mai multe ori că ăsta e Fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea. La câte stele au făcut, la câte planete sunt, Fiul să aibă numai... La câte stele au făcut, la câte planete sunt, Fiul să aibă numai unul. El e cel întâi născut și are întâietatea în toate. Dar vrea să aibă mai mulți în felul acesta. La fel scrie și în Evrei, capitolul 2, citesc de la versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Va să zic atunci când o să ajungem în cer, o să ne spună Domnul, frate Iosif, frate Sorin, frate Gavril, auzi ce onoare să ne numească frați. Numai că acolo vor ajunge numai cei care seamănă. Pe ceilalți o să spună că nu-i cunoaște, că nu seamănă. Chiar dacă se laudă că au făcut slujbe speciale, dacă nu seamănă, nu-i cunoaște. E ca și cum s-ar prezenta și spuneți, frate cu cutare, nu mi-am dat seama, nu semeni deloc. O, să ne amintim că Dumnezeu când a creat omul, l-a creat după chipul și asemănarea sa. Și Fiul seamănă cu Tatăl, așa-i? Și când semănăm și noi cu Fiul, o să semănăm cu Tatăl. Și o să știe toți îngerii, ăștia-s una familie, Tatăl și cu mulți fii, mărit să fie Domnul. A întrebat cineva odată pe un copilaș, tu-L iubești pe Dumnezeu? Și el zice, nu. A fost foarte surprins. Și dar de ce? Zice, am auzit că Domnul Iisus a fost așa de bun și atâtea minuni și lucrări a făcut când a trăit și supărat că de ce n-a trăit ori El acum, ori să fi trăit eu atunci. Dragii mei, nu putea Domnul Iisus să trăiască în toate generațiile. Dar dacă noi semănăm cu El, vor avea și copiii să spună, eu n-am trăit când a trăit Domnul Iisus, dar am trăit când a trăit un frate de-a Lui. Și așa semăna de bine
Și fie că acești copii se ne poată copia. Într-o altă traducere, scrie noi 1 Corinteni 11 cu 1, îi spune Pavel, călcați pe urmele mele, zice, imitați-mă pe mine, că și eu îl imit pe Hristos. L-a văzut Pavel, a văzut și slava. Că de acolo nu se poate spune totul, nu se poate prezenta. Dar așa am citit aici, că sunt chemați mai mult fii la slavă. Numai care vreți să vă asemănați cu Domnul Iisus, ascultați-mă în ceea ce vă voi spune. Spune Cartea Sfântă, citesc din Romani, capitolul 6, de la versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Versetul 6. Omul nostru cel vechi a fost răstignit, accentuez cuvântul, împreună cu El. Versetul 8. Am murit împreună cu Hristos și credem că vom și trăi împreună cu Hristos. Cum să ne asemănăm noi cu Hristos? Apoi El ne-a dat ocazia să fim frați de cruce. Răstigniți cu El, îngropați cu El, morți cu El, înviați cu El și când se va arăta El, scrie în Coloseni 3, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Vreți să umblăm împreună cu Hristos? Cum alegem pe unde vrem noi să umblăm sau pe unde vrea El? Putem discuta. Dar dacă El nu vine cu noi, noi spunem noi, nu ne lăsăm noi de El. Cam așa ar trebui, așa e? Împreună cu El. Numai împreună cu El. Și când deschidem internetul, numai împreună cu El, așa să-i aruncăm o privire. Doamne, acum devenim internauți puțin? Sau rămânem live? Aici mai scrie ceva în Romani 6 cu 5, ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare a Lui și vom fi una cu El. Una înseamnă mai mult decât împreună, da? Știți ce a însemnat una cu Iisus? Când l-a purtat Maria în pântece. Când a mers Maria la Elisabeta, au mers și Iisus? Nu se putea să meargă fără El, așa-i? Una cu El, într-o parte, în alta, dar Scriptura merge mai departe și spune, și mai interesant, în Romani scrie în capitolul 13, versetul 14, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și cine ne vede pe noi? Nu ne vede pe noi, vede pe Domnul Iisus. Să citești și versetul mai departe, l-aveți acolo afișat. Și nu purtați grijă de firea pământească. Ea vrea să ne îmbrăcăm cu ea, nu? Spunem, nu, noi am decis împreună cu Iisus, una cu El, ne îmbrăcăm cu El. De când? Scrie în Galateni, vă citesc în capitolul 3, versetul 27, toți care a fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos, de la botez. Și unii au ani buni de când umblă îmbrăcați cu Hristos. Mulțumim Domnului pentru acești sfinți ai Săi, slăvit să fie Domnul. Merge Scriptura mai departe. Citesc din Coloseni, capitolul 1, versetul 27, partea finală. Hristos în voi, ascuns în noi, atunci este nădejde de slavă. Întorc pagina, capitolul 2, versetul 6. După cum ați primit pe Hristos, Domnul, așa să umblați în El. Sau versetul 12, îngropați împreună cu El, înviați în El, împreună cu El. Doamne, ajută-ne la toate acestea. Și mai sunt și altele. Mă opresc numai în 1 Ioan, scrie la capitolul 3, versetul 24, cine păzește poruncile Lui rămâne în El, adică noi în Domnul, și El în noi. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul care ne l-a dat. Că a zis Domnul Iisus că nu vă las orfani. Dar cum, Domnul Iisuse, că ai zis că vin numai când o să te vedem? Da, a zis că trimite Duhul Sfânt și în noi. Și unde sunt doi sau trei, Domnul-i prezent. Dar care e cu Domnul și numai unul, Domnul este acolo, mărit să fie numele Lui. Scumpa mea soție, pentru care știu că v-ați rugat, și căruia Domnul iată i-a lungit zilele și mulțumim Domnului și tuturor celor ce se roagă și se vor mai ruga,
îmi spune într-o zi că ea uneori mai petrece așa mult timp în rugăciune, zice, iar a fost Domnul Iisus la mine. Și are un loc acolo în sufragerie unde se roagă și când mai vine cineva, zice, aici eu sunt în părtășie cu Domnul Iisus. Și ne-a spus ce i-a spus Domnul. Sunt frumoase aceste părtășii ale prezenței cu Domnul. Îmi spunea, fratele Alin Chira s-a dus în Irlanda cu soția, cu copiii și sora Gabi, cu temerile ei de femeie, acolo într-o țară străină. Într-o noapte s-a visat că apartamentul lor dădea într-un alt apartament, era ușă laterală, nu doar cea de ieșit pe scări. Și s-a uitat ce e acolo, a încuiat bine ușa și s-a așezat pe un fotoliu, un vis. Și deodată vede că se deschide ușa aceea, iese un bătrânel așa ca un înger și zice, să nu vă fie teamă, eu nu vă deranjez niciodată, dar la orice oră, dacă aveți nevoie, să apelați la mine. Și s-a trezit. Așa ca să fie liniștit într-o țară străină, că Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă. Dar nu-i de fapt numai împreună cu noi, este în noi și noi în El. Cum a întrebat cineva pe un frate, mă, cum e la voi la adunare când e har? O zis, nu știu, uneori am impresia că eu sunt în brațe lui Dumnezeu, alteori îmi pare că Dumnezeu e în brațe la mine, nu știu. Dar e dulce. Mărit să fie Domnul. Și scrie aici, în 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în El. Și noi toți zicem asta, așa, vrem asta, dorim. Trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Aici am vrut să ajung. Și dacă ați fost de acord cu ce am spus până aici, de acum începe lecția. Să trăiască și El cum a trăit Iisus. Ca să nu mai fie supărați copiii că de ce n-a trăit Iisus acum, da? Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Cum a reușit Domnul Iisus să fie așa de sfânt, așa de ascultător, să se laude Tatăl cu El, să biruie toate ispitele? Poate pentru unii Domnul Iisus a fost un om cu totul și cu totul special, care n-a trăit în condiția noastră umană pe deplin și nu avem cum să ne comparăm cu El și nu are cum să ne ceară Dumnezeu să fim ca El. Ba da, Domnul Iisus a fost ca și noi. Scrie în Filipeni, capitolul 2, vă citesc, de la versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. O să gândim ca Domnul. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, versetul 7, s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Aceeași oboseală, aceeași nevoie de hrană și de apă și de somn, aceleași ispite, a fost ispitit ca și noi, a trăit efectiv în condiția noastră. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit. Și ce urmează, cred eu, că e secretul Domnului Iisus Hristos, care în seara asta ne-l dezvăluie Scriptura și nouă, ne-l reamintește, de altfel că știm. Cum a reușit Domnul Iisus să devină Hristosul? S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a făcut ascultător, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume care e mai presus de orice nume. Pentru ca numele Lui să se plece toți, cer, pământ, oriunde în cosmos, să spună spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Dacă Domnul Iisus a devenit asemenea nouă, cum știți, rugăciunea aceea din Ghețiman și nu numai, chiar dacă nu sunt date și alte detalii în Evanghelie, este, rezultă clar din cuvintele Lui, că El a decis să fie ascultător. Și asta i-a dat calificativul maxim. Să vă citesc câteva referințe biblice. Ioan, capitolul 6, versetul 38. Căci m-am pogorât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este, și a spus în continuare, aceeași Evanghelie, Ioan 8, versetul 28.
Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi. Dar ce crezi că Domnul Iisus nu putea să facă ceva de la sine însuși? Nu asta l-a ispitit diavolul să facă? O pâine când ne-a fost foame. Și ce i-a spus diavolul? Nu putea merge la Domnul Iisus cu idei de genul, auzi, știu eu de unde este pâine caldă. Aici în pustie, nu deranjezi pe nimeni, tu ești creatorul, faci dintr-o piatră pâine, mai bine îți probezi divinitatea. Și dacă nu vrea tatăl să-mi dea pâine de aici, nu pot permite să mănânc de aici. Și cum știți, scrie în finalul ispitirii că a trimis tatăl înger să-l servească. Ci tatăl m-a învățat cum să vorbesc. Cel ce m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Dar de unde știa Domnul Iisus întotdeauna ce place Tatălui? Eu cred, între altele, că timpul de rugăciune care îl petrecea cu Tatăl era destinat în a ști să facă ceea ce place Tatălui. Dreptul e că uneori la rugăciune și Domnul nou ne spune ce avem de făcut, uneori ne spune direct nou, alteori când e mai greu de înțeles, mai folosește Domnul câte un proroc, uneori când nu se poate înțelege cu noi ziua, ne spune noapte. Dar vrea să ne spună ce să facem. Dar vom asculta, Doamne, ajută-ne. Aceeași Evanghelie Ioan, capitolul 12, versetul 49, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care mi-a trimis, El însuși m-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Așadar, e drept ce scrie în Epistola către Evrei, capitolul 5, versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce l-ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Amin. Ați reținut așadar? Domnul Iisus s-a purtat în acest mod binecuvântat, desăvârșit, pe baza ascultării. El era ascultător și când era la Iosif și Maria, cum scrie în Luca, capitolul 2. Dar apoi, în mod deosebit, în activitatea și în slujirea sa, în contextul ispitirilor, a ascultat întru totul pe Tatăl. Mărit să fie Tatăl și Fiul pentru vecii vecilor. Acum, rețineți, pentru noi, ascultarea este singura modalitate de a fi plăcut lui Dumnezeu. Altă șansă n-avem. Deci cine vrea să fie plăcut Domnului, trebuie să se decidă, dacă încă nu s-a decis, să renunțe cu totul la eul său, la ambițiile sale, la voia sa, la propunerile și părerile oamenilor și să fie gata să-L asculte pe Domnul. Amin? Hai să citim ce spune Cartea Sfântă în privința aceasta. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să-mi semene, să meargă pe același drum, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și în aceeași Evanghelie și nu numai, în toate Evangheliile sinoptice, este prezentat cazul cu tânărul bogat. Citeți de data asta din Marcu, capitolul 10, va veni la Domnul Iisus cu o dorință foarte bună și zice Domnul, versetul 21, uitându-se țintă la el, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară, apoi vino, ia-ți crucea și urmează. A fost gata să asculte? Să știți că fiecare dintre noi avem domenii în care ascultăm, nu cu mare greutate, dar avem alte domenii, poate și numai unul, unde ne-ar fi tare greu să ascultăm. S-a spus că sunt mulți tineri în această seară, dacă ți-ar spune Domnul la un băiat să renunți la viziunea ta cu privire la o căsătorie, la o fată, ai fi gata să asculți? Cine te-ar atrage mai mult, ce spune Domnul sau o fată?
A spus Domnul Iisus, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și enumeră pe alții de aproape, nu-i vrednic, nu-i vrednic de mine și nu va semăna cu mine. Dumnezeu vrea să ne ducă pe toți în condiția ascultării, altfel nu ne descurcăm. Epistola către Romani, o epistolă profund doctrinară, începe printre altele cu ce scrie în versetul 5, am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Și se încheie aceeași epistolă cu aceeași idee, Roman 15, versetul 26. Porunca Dumnezeu nostru celui veșnic a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte. Că veșnicia viitoare va arăta cum vă citesc din 1 Corinteni 15, de la versetul 27. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele Lui și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Vom fi gata de acum să-L ascultăm pe Dumnezeu? În tot ceea ce ne cere? Să luăm un caz din Biblie. S-a dus Ilie la Sarepta Sidonului și spune femeii care plecase după lemne, du-te, adun puțină apă. Mă, puțină, dar nu prea era apă. Și a plecase după lemne, nu? Dar a fost foarte ascultătoare din start și scrie în versetul 11, pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou. Prima a fost ascultare așa de clasa întâi. Când a văzut că a promovat repede, a trecut mai departe. Acum adu-mi, te rog, și o bucată de pâine din mâna ta. Și ea a stat în loc și a zis, da, exercițiul ăsta nu știu cum să-l fac. Că în socotelele mele sunt două porții și noi suntem trei, cine nu mănâncă? Asta era o logică umană, nu? Și ea a spus asta ca înaintea Domnului, că a zis cuvintele, viu este Domnul. Ilie a zis, nu te teme, nu mă pregătește mie întâi, apoi adum să mănânc, în urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul. Făina nu va scădea unde lemnul nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Bine a făcut că s-a dus. Ascultarea de Dumnezeu nu-i pagubă, e binecuvântare. Când asculți de Dumnezeu, câștigi întotdeauna. Dar în primul rând, este anihilat diavolul și păcatul. Un frate din zona dumneavoastră mi-a povestit. L-au chemat frații să meargă în America. Și l-a zis, mă duc să întreb pe Domnul. S-a dus și s-a arătat o vedenie, că era în fața unei clădiri, așa cu sticlă. Și cei dinăuntru i-au zis, intră, că e închis, dar nu e încuiat. S-a uitat și un sol la Domnului a sărit și a legat mâinile. Zis, nu pot, el n-a vrut să facă fără Domnul. Și cei dinăuntru au deschis ușa și au zis, poftim, nu contează că ești cu mâinile legate, poți să pășești. Și solul Domnului a zis repede către Domnul, să mă duc să-i leg și picioarele? Au zis, nu, dacă nu a ascultat cu atâta, lasă-l să se ducă. Dragii mei, să știți că Dumnezeu nu neapărat strigă după noi, dar vrea să vadă dacă îl ascultăm. Pentru că asta, așa cum am spus, este spre binele nostru. Ascultarea este unica variantă de a deveni asemănător cu Hristos. Aleluia. Te ridici să predici. Și tu ai schița și textele tale. Ai luat notă bună când erai la seminar pentru asta. Dar dacă Domnul spune să predici altceva, ești gata să o faci? Vrei să pleci într-o parte și Domnul spune, nu acolo, te duci dincolo. Dar Domnul, eu m-am programat să mă duc acolo. Du-te dacă vrei. Te lasă, Domnul. A spus Domnul unui frate, într-o noapte să meargă să ducă ceva alimente la o soră văduvă. S-a sculat, i-a spus soției, mai mă duc până acolo. Peste două săptămâni mă duc, am drum liber, rezolv și treburi de-a mele. Și s-a dus peste două săptămâni, cum a zis,
Și sora îi spune, oh, am fost în mare lipsă acum 2 săptămâni, dar a venit un frate și mi-a adus de toate. Păi, soră, ține și plasa asta, nu trebuie că am. Eu am loc mai strâmt în cămară, du-l la cine vrei. Și a ieșit fratele cu plasa în mână și a zis, na, dacă n-am făcut când mi-a zis, acum du-l la cine vrei. Nu suntem noi mai înțelepți ca Dumnezeu. Nici Domnul Iisus nu și-a permis să facă așa cum vrea. Să ne ajute Domnul și pe noi să-L ascultăm și asta din toată inima. Mărit să fie Domnul. Ascultarea e singura modalitate ca să poți deveni asemănător cu Hristos. Apoi, există o mare problemă legată de ascultare. Am o întrebare mai întâi. Adam și Eva au fost dați afară din rai pentru o ascultare sau pentru o neascultare? Dar știți episodul. Ce a zis Dumnezeu lui Adam? Geneza 3:17. Fiindcă ai ascultat. Așadar, omul a fost dat afară din rai pentru că a ascultat. Dar Roman 5 scrie că neascultare. Acum, ce a fost? Ascultare sau neascultare? Să știți că niciunul dintre noi nu poate fi independent. Cum cred unii tineri. Eu n-ascult de frați, eu n-ascult de bătrâni. Problema nu e că n-asculți ei, problema e că nu știi de cine asculți. Că cine n-ascultă de Domnul, ascultă de diavolul. Altă variantă nu există. Nimeni nu poate sluji la 2 stăpâni, dar nimeni nu poate să nu slujească la niciun stăpân. Nu există așa ceva. În Efeseni, capitolul 2, este scris, citesc de la versetul 2, despre cei de afară. Între ei eram și noi odinioară când mergeam după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Adică diavolul se opune să ne ascultăm și ne determină să ascultăm de el. Cum, de exemplu, se îmbracă acum unii, acum s-au trecut de la revoluția feministă, acum e la revoluția masculină. Și se îmbracă așa haios unii tineri și spun că nu ascultă de alții care îi pun să se îmbrace, zicem noi, într-un mod decent. Problema care vreau să conștientizez nu e doar că n-ascultă de noi, ei ascultă de cineva, de promotorii acelei mode. Și așa e în toate. Omul nu are decât opțiunea ori. De aceea să-L alegem pe Domnul Iisus ca să ne asemănăm cu El, că dacă nu, dacă ne vom asemăna cu diavolul la gata, o să fim trimiși unde va fi trimis El, în locul și a fost repartizat Lui și o să ne facă loc și nou acolo. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Vreau să reținem în privința aceasta că situația cea mai critică e dată de compromis. Când să ascultăm și de Domnul și de diavolul. Așa cum s-a întâmplat potrivit celor scrise în a doua carte a împăraților, capitolul 17, cu cei deportați de împărația Siriei. Citesc de la versetul 32. Se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor, luați din tot poporul. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și Dumnezeilor lor. Că diavolul cel puțin în prima fază e mulțumit să te lase să slujești Domnului, chiar un procent mai mare. Numai să-i slujești și lui. Dar vă întreb, surorilor, care bărbat ar fi mulțumit să-i spui că 80% e a lui, ești a lui și 20% al cuiva? Dar dacă îi spui, bărbate, nu fi nemulțumit, 98% îți dau. Nu-ți ajunge. La altul îi dau numai 2%, e mare lucru. Mai fac și la altul câte o prăjitură și vine după ea când nu ești tu acasă, numai atât. Îi fac o tavă de prăjitură și gata, nici nu ne îmbrățișăm. Care bărbat ar spune, asta nu-i mare problemă. Dumnezeu e gelos, e sfânt și nu vrea să împărțim inima noastră cu diavolul. Că diavolul nu vine, n-are la scop decât să fure, să junghe și să prăpădească. Hristos a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Așa că, tineri dragi, nu încercați compromis. Nu se poate. Să te bucuri la serile de părtășie,
n-ar să mai ai vreo cântare și cu vreun serial. Nu se poate să fii bun cântăreț și în același timp să urmărești vreo competiție sportivă. Nu se poate. Ori, ori. A zis Ilie, alegeți astăzi. Dacă Baal-i Dumnezeu, îl punem pe tron. Dacă e Domnul, atunci să-i dăm toată inima. Așa a cerut Dumnezeu și așa este corect, așa este frumos. Mărit să fie Domnul. Să ne ferim, pentru că în postmodernism se anulează toate axiomele și se creează oportunitatea unor N opțiuni. Și fiecare să facă așa cum crede el de cuvință. Dacă la unul îi place un alt gen de muzică, să aibă libertatea, să aleagă. Am spus eu cândva la niște tineri care au cântat așa, negativele erau, basul bătea monedă, cântarea era frumoasă, cu fiul risipitor, cu întoarcerea acasă, dar bubuielele nu dădeau semne de pocăință. Și am întâlnit odată după evanghelizare și la o masă am avut timp să stau de vorbă cu ei. Sunt dragii mei, voi cânta frumos, dar la voi cântările s-a amestecat. Cel puțin partea instrumentală. Și a zis, frate, noi suntem diferiți. Zic, eu nu cred că există oameni diferiți. Toți oamenii care scoți în frig, le frig. Toți oamenii care bagi la căldură, le cald. Toți oamenii care îi pui în fața unor ispite, nu rezistă. Nu umblă nimeni pe cărbune aprins fără să-i ardă picioarele. Și le-am spus la unii chiar pe direct, dacă în timp ce cântați tare cu tobele de acoperă tot, așa ceva de nuanță roc, mai vedeți vreun om că plânge, dar să nu fie surd. Vă dau cât vreți. Și pocăință fără lacrimi nu este. Ba chiar uneori când mă duc la evanghelizare întreb, cine cântă înaintea mea? Ca să știu pe ce teren intru. Pot să seamăn, a fost o ploaie bună înainte. Sau bombardamente. Și în urmă ar trebui mult aras și lucrat pe terenul acela. Dragii mei, să nu încercați să le împletiți. Slujiți-i numai Domnului dacă vreți să semănați cu Domnul Iisus Hristos. Amen, amen. Și spun spre încheiere ceea ce cred eu că este mai important decât tot ce am spus până aici. Cât de mult ar trebui să slujim Domnului, cât de plăcut, cât de profundă să fie ascultarea. Spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, vă citesc de la versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Până la nivelul gândirii să meargă ascultarea. Și să știți că asta, dacă Duhul Dumnezeu vine peste noi, nu va fi una în forță. Ce credeți dumneavoastră, Avram, când a ascultat de Dumnezeu să plece? A plecat așa, posac, supărat. Dumnezeu nu mă lasă aici la noi în oraș, mă pune pe drumuri. Fui spus la Sara să-l fi auzit și robii. Uite, uite ce-mi cere mie Dumnezeu. Să plec de acasă. Și nu știa unde se duce. Apoi ce să mai zic de momentul celălalt descris în Genesa 22, când i-a spus Dumnezeu, vino pe munte, o munte care ți-l voi spune, să aduci jertfă pe fiul tău. Discuția care a avut-o pe drum, ce denotă? Că a ascultat cu toată inima sau nu? Când l-a pus Dumnezeu să taie împrejur, scrie în Genesa 17 că s-a tăiat împrejur în ziua aceea. Și a zis, Isaac, dă un emelul. Asta Dumnezeu știe. Eu îl ascult și mai departe treaba lui ce va face. Așa să ne ajute Domnul să ascultăm, fără rezerve. Asta place Domnului și s-a jurat Dumnezeu acolo. Că îi va binecuvânta și urmașii, în mod deosebit sămânța care avea în vedere să fie Domnul Iisus Hristos. Spune și Apostolul Pavel, adresându-se lui Filimon, vă citesc din epistola ce îi poartă numele, când l-a rugat să-l ierte pe Onisim, să-l primească așa ca pe un frate, să-l iubească, versetul 21, ți-am scris bizuit pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult
decât zic, auzi. Ce stare binecuvântată! Doamne, ajută-ne și nouă! În starea asta, când faci mai mult decât ți se zice, când o faci cu toată inima, când de la nivelul gândirii l-asculți pe Dumnezeu, diavolul acolo nu are niciun drept, nici vorbă de compromis, te vei asemăna în amănunte cu Domnul Iisus. Este scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, după părerea mea, asta a fost cea mai mare ispită a Domnului Iisus, mai mare decât cea din pustie, era momentul apropierii crucii. Și diavolul, cred că a adus acolo toată cohorta demonică, pentru că scrie apoi în Coloseni că Domnul a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Scrie în Ioan 14, versetul 30, vine stăpânitorul lumii acesteia și el n-are nimic în mine. Cât a căutat diavolul măcar o idee să-i strecoare, măcar așa ca la fiul acela de pe acasă, că eu am slujit, dar odată tot am vrut să mă duc cu prietenii. Nu s-a putut lăuda tata cu acela, dar cu acesta, da. Și scrie în versetul următor, și aici e o cheie frumoasă, dar vine, auziți cum a interpretat Domnul Iisus ispitirea, provocarea să faci altfel, să n-asculți de cuvânt, de proroc, de părinți, de frații de slujbă. De ce vine ispita asta să n-asculți? Să vină. Vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Adică atunci când am opțiuni, le refuz pe toate și rămân numai cu Tatăl. Dar nu te-ai înțeles acum cu Tatăl să te scuze și să nu mergi la cruce. Și acum tot de El asculți. Da. Și atunci diavolul a rămas totalmente dezarmat. O, de l-am iubit așa pe Dumnezeu. Atunci s-a împlinit, cum scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, că dacă iubești, de-ar da omul pentru dragoste toate averile din casa lui, n-ar avea decât dispreț. Să vină diavolul cu ceva, o ofertă grozavă. Să-i spui cu alte cuvinte, diavole, te-ai trudit degeaba să vii până la Cluj, nici nu-mi trece prin cap. Eu mi-am dat inima Domnului. L-ascult în ce pricep și în ce nu pricep. Eu rămân cu El. Și atunci Tatăl din cer va spune că ești a Lui. Că e mai bine așa, mărit să fie Domnul. Dacă L-ascultăm, vor fi mult, mult mai fericiți decât dacă nu L-ascultăm. Numai cazul nostru. Am fost ultima dată aici la dumneavoastră acum 2 ani. Tot la sfârșitul lui decembrie, soția mea căzuse bolnavă de pe 2 februarie. Cum nu ne-a rugat noi să se vindece atunci? Petrecea scumpa mea rugăciune, era vremea de stăruință, noi mergeam la stăruință cam 3-4 ore, ea se punea la rugăciune și acolo o găseam. Și s-a rugat, Doamne, să n-ajung la operație. Și pe 7 februarie 2017 a ajuns la operație. Poate ne gândim noi, dar unde au fost rugăciunile acelea? Dar n-am fost în zadar că Domnul a întărit-o și când se meargă la operație mi-a zis, am impresia că mă duc la plimbare în parc. Că e scris în Filipeni 4:7, că dacă aducem toate la cunoștința lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt tocmai de părerea asta. Dar eu vreau să te ascult că tu gândești mai bine ca mine. Pacea lui Hristos care trece orice pricepere vă va păzi gândurile în Hristos Iisus și vom fi ca Domnul. Și a trecut operația cu bine și după operație vine acasă, se pune să se odihnească și visează repede cum s-a pus în pat. Primele rugăciuni nu o să-ți fie ascultate. Că tare se roga când vine rezultatul de la histopatologie să nu fie cancer malign. Dar când a venit, m-a sunat profesorul și a zis, Domnul Anca, ai cancer, cancer. Și a urmat toată problema asta, sunt peste 2 ani de atunci și mărturisesc înaintea tuturor că dacă se încheia mai repede perioada asta, nu învățeam cât am învățat. Apoi dacă Domnul Iisus a învățat din ce a suferit, apoi și pentru mine a fost o școală binecuvântată. Tocmai asta noapte am visat că mi se finalizase facultatea și eram acolo cu colegii. M-am dus la secretariat să mă interesez dacă am toate examenele date. Au zis, toate ți-s date, dar am lipsit cândva, am trimis motivarea, zice, ți-o ajuns și aia. Dar când mă uit, zic, dar ce scrie aici?
De ce scrie indisciplinat? O reclamat o profesoară că la ore la ea ai vorbit. Dă-i un telefon, n-aș putea să nu scrie asta. Altă dată m-am visat tot ca în perioada asta, că mi-era finalizată școala, am dat examenul, dar n-am luat nota 10. Eu am zis cândva, după ce scrie în Matei 5, că ferice de cei flămânși și setați după neprihănire, zic, Doamne, eu cred că mor flămânși și setați după neprihănire. Când fiecare dimineață îmi propun să fiu mai sfânt și pe seara iar mai bag de seamă câte o virgulă că n-am pus-o la locul ei. Și mâine dimineață iar îmi propun, Doamne, astăzi vreau să te ascult cum nu te-am ascultat. Aș avea niciun gând să nu-l scap. Doamne, mă pun de dimineață și mă rog. Apoi în fiecare seară spun, Doamne, la noapte n-ai vrea să-mi spui ceva. Poate ce nu a fost bun astăzi, poate ceva pentru mâine. Iau Scriptura în fiecare zi, mai dau telefon la alți frați. Acum asta cum procedez eu, fiecare știe situația lui. Dar în seara asta, asta mi-a pus Domnul pe inimă să vă propun de astăzi să-L ascultăm pe Tatăl. Să se poată lăuda cu noi, nu ca și cu Domnul Iisus. Dar să spună, uite, nu și-au luat examen la vreme, dar s-au dus, le-au reluat să-și mărească nota, să se silească. Ca atunci când va începe împărăția, când dă Domnul tonul, toți să putem cânta într-o gamă. Mărit să fie Domnul! Scrie Biblia să fim toți uniți, un gând, o simțire. Dar cum să aducă Dumnezeu la numitorul comun pe toți? Nu să mă aducă pe mine la numitorul tău și pe tine la numitorul tău și pe noi amândoi la numitorul Tatălui. Domnul Iisus a fost așadar un exemplu și a câștigat calificativul de mântuitor prin ascultare de Tatăl. Noi avem unica șansă să fim sfinți prin ascultare. Doi, am spus, diavolul se luptă foarte mult să-i primim șoaptele și să-l ascultăm. Și vine cu idei grozave, tocmai cu ce-ți place. Ce băiat ai creonat în minte, acel îl trimite. Și încă se grăbește să sosească înainte de cel care Domnul l-a trimis. Dar nu fac un pas. Așa-i în toate. Și diavolul, cum vă spuneam, ar fi mulți, nu fac un pas. Așa-i în toate. Și diavolul, cum vă spuneam, ar fi mulți, dar se poate prin Duhul Sfânt. Că Duhul care a venit peste Iisus, vine și peste, se poate prin Duhul Sfânt. Că Duhul care a venit peste Iisus, vine și peste noi. Vă doresc plinătatea Duhului Dumnezeu. Ca să-L putem asculta, să ne subordonăm, să fie voia Domnului în toate. Mi se pare că uneori suntem foarte simpliști când spunem să se facă voia Domnului. Dar știți ce înseamnă mai întâi să se facă voia Domnului? Să fac eu voia Domnului. Dumnezeu știe ce are de făcut. Nu trebuie să-i spun eu. Atunci să se facă voia Domnului după ce eu fac voia Domnului. Și atunci voia Domnului va deveni, cum scrie în Romani, bună, plăcută, și desăvârșită, nici vorbă de lege. Ceva plăcut când vine Duhul lui Dumnezeu și-L ascultăm și se odihnește peste noi. Doamne ajută-ne! Amin!